să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei. Și dacă careva și-a făcut un obicei să mai chiulească aici colo, îmi doresc în ziua de azi cu tot să ne pocăim. Și dacă nu-l estimezi tu că e cel mai tare predicator, s-ar putea ca printr-o singură expresie să-ți vorbească Dumnezeu în ziua aia. Și expresia aia, învățătura de care ai nevoie pentru toată săptămâna, nu ne socotiți casa Domnului și lucrarea care se face aici. Preamărit să fie Domnul! Dragii mei, aș vrea să continui pe linia care a deschis-o fratele păstor Ion Danciu și în special la finalul mesajului dumnealui făcuse mențiunea că una din făgăduințele frumoase care noi le avem și pe care le așteptăm este revenirea Domnului Iisus Hristos. Este de fapt dorința bisericii și ar trebui să marcheze într-un mod deosebit dorința bisericii să se întâlnească cu Mântuitorul ei. Apostolul Pavel încheia 1 Corinteni în capitolul 16 cu un verset foarte interesant, anume versetul 22. Dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru Iisus Hristos, să fie anatema. Și acum auziți, Maranata, Domnul nostru vine. Este așteptarea bisericii să-l reîntâlnească pe mirele care a mântuit-o, pe cel care și-a dat viața pentru ea, și această făgăduință este una care trebuie păstrată vie în inima noastră. Apostolul Petru observa în a doua sa epistolă, capitolul 3, că sunt unii batjocoritori care spun că Dumnezeu nu se mai reîntoarce, că ce a fost, a fost și nu mai revine absolut nimic. Și atunci, pe baza acestei mentalități, unii trăiesc pentru viață aici și acum. Cele spirituale nu contează și nu este chiar așa de important dacă suntem într-o manieră potrivită față de Domnul sau nu. Dar observăm după Sfânta Scriptură că Iisus Hristos se întoarce în curând. Și atunci, dragii mei, ce ar trebui noi să facem dacă Domnul se întoarce în curând? Aș vrea să menționez un lucru care este important să ținem aminte la el și în special în contextul vremii în care trăim, mulți observau o schimbare mare după ceea ce a însemnat această pandemie. Deschid la Evrei capitolul 10 cu versetul 24 până la 27. Observați aceste patru versete, două din care sunt versete care pe foarte mulți îi îngrozesc și pun să pună întrebări foarte serioase vis-a-vis de mântuirea lor. Evrei 10 cu 24. Se veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Aceste ultimele două versete, unii oameni le pun în discuție și spun astfel: păi dacă am făcut un păcat, dacă m-a ispitit diavolul și am păcătuit, mai este iertare pentru mine? Mă mai poate ierta Dumnezeu? Aici spune apostolul, dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului. Deci dacă am fost luminați, dacă Dumnezeu ne-a mântuit, dacă Duhul Sfânt este noi și totuși am păcătuit, se mai poate ca noi să fim iertați? Oare cum se interpretează aceste versete? Și mulți au pus întrebarea, pe bună dreptate, pentru că am fost ispitit de cel rău, pentru că am căzut într-un păcat, eu mă întreb dacă, bazat pe Evrei 10 cu 26, mai pot să fiu mântuit. Ei, dragii mei, problema este că noi privim la două versete scoase din contextul mai larg. Și dacă observați, primul cuvânt din versetul 26 este căci. Căci este un cuvânt de legătură. Căci dacă păcătuim cu voia, căci dacă ce? Adică mai devreme de acest căci vine ceva. Și observați că ce vine mai devreme în versetul 25. Să nu părăsim adunarea noastră cum a unii obicei. Și unii și-au făcut obicei să părăsească adunarea. Unii și-au făcut obicei să nu mai vină la adunare și vin la adunare când pot eu sau când am timp. Vorbeam cu cineva și spuneam, dacă venitul la adunare este un act accidental, nu vei veni aproape niciodată. Dacă venitul la adunare este un act intențional, atunci vei veni la adunare. Anume, dacă eu îmi pun în minte că trebuie să mă duc la adunare,
marți, joi, duminică, la orice program care este, la orice întâlnire frumoasă, eu trebuie să fiu la adunare. Atunci, accidental, vor apărea momente care vor putea să fie scuze. Uite, acum nu pot ajunge, pe bună dreptate că e bolnavă, soția e bolnav, copilul, s-a întâmplat ceva. Este un accident care se întâmplă să-mi ia părtășia cu adunarea. Dar dacă mersul la adunare este un act accidental, adică îmi fac timp pentru viață, pentru taxe, pentru mers la mall, pentru mers la magazin, și dacă mai rămâne timp și pot, vin și la adunare. Dacă este un act accidental, atunci nu vom veni aproape niciodată. Pentru că întotdeauna vom găsi ceva de făcut mai important ca și venitul la adunare. Și apostolul ne spune, se reîntoarce Domnul Iisus Hristos. Ba încă ne spune vrei 10:37, încă puțin, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Se întoarce Domnul Iisus Hristos, dragii mei. Nu-i mult și El vine înapoi. Acum că noi credem sau nu, asta nu contează. El tot se va reîntoarce după noi. Dar, dragii mei, se pune o întrebare. Ce putem noi face să fim gata pentru întâlnirea cu Domnul? Ne spunea mai devreme în 24, să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Știți că e nevoie să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune? Ne spunea în scara lui Petru, care citisem în această dimineață, că e important să mergem de la credință, la faptă, la cunoștință, la înfrânare, la răbdare, la evlavie, dragoste de frați și iubire de oameni. Știți că dragostea este împlinirea legii? Știți că dragostea demonstrează că suntem cu adevărat copii al lui Dumnezeu? Când avem dragoste noi, atunci se vede că am fost cu adevărat pătrunși de Duhul lui Dumnezeu. Și câte nevoi nu sunt între noi care necesită dragoste ca și alifie. Este o ceartă între soț și între soție și cei doi sunt în luptă și stau de vorbă și nu găsesc un punct comun. Ce soluționează problema? Pocăință și dragoste, dragii mei. Este o problemă în familie și între rude nu este înțelegere. Ce soluționează problema? Pocăință și dragoste. Este o nevoie în adunare. O persoană este bolnavă și biserica chemată să arate dragoste comunitară pentru cel care este între noi. Asta înseamnă să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste, dragii mei. Da, la fapte bune. Știți că mântuirea este prin Harul lui Hristos, dar răsplata este 100% bazat pe faptele care le-ai făcut? Să ne măgulim noi că răsplata vine tot pe jertfa Domnului Hristos. Prin jertfa am fost mântuiți și prin Harul lui Dumnezeu ne-a pregătit fapte bune mai dinainte ca să umblăm prin ele. Dar răsplata este bazat pe ceea ce ai făcut. Spunea Domnul Hristos în Apocalipsa 22:12. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după harul meu, nu? După mântuirea dată prin Hristos, după jertfa de pe Calvar, după fapta Lui vine răsplata. Și atunci, dragii mei, suntem chemați să ne îndemnăm unii pe alții la fapte bune. Zicea Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 6, să nu obosim în facerea binelui. Căci dacă vom continua și nu obosim, la vremea potrivită vom secera potrivit cu ceea ce noi am investit în împărăția lui Dumnezeu. Și suntem chemați să ne îndemnăm la fapte bune. Auzi, mai este un proiect în Africa, mai este o văduvă în România, mai este o nevoie aici în Canada, mai este o misiune, mai este o evanghelizare. Mai sunt fapte bune de făcut pentru Dumnezeu și suntem chemați să lucrăm. Și toate acestea le facem din prisma dragostei care Dumnezeu o pune în inima noastră. Ei, unde se întâmplă această motivare ca să continuăm să slujim pe Dumnezeu? Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții, cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Pentru că Domnul este aproape să vină, noi suntem chemați să rămânem conectați, legați de adunarea lui Dumnezeu, ca în contextul acestor părtășii, Dumnezeu să creeze cadrul în care noi să fim îndemnați mai mult să-L slujim pe Dumnezeu. Darurile Duhului Sfânt, dragii mei, ni se dau nouă spre folosul altora. Și venind aici la adunare, auzi o cântare, auzi o predică, auzi o prorocie, auzi o experiență, toate acestea pe mine mă îndeamnă la mai multă dragoste și la fapte bune pentru Dumnezeu. De aceea suntem chemați să nu părăsim adunarea noastră. Și observați cum au unii obicei. Pentru unii a devenit un obicei.
Și în special acum după pandemie, mulți evaluau ce s-a întâmplat, care a fost efectul pandemic asupra bisericii. Unii au învățat că nu-i chiar nevoie să vii la biserică, vii când ai nevoie. Până aici vreme știam că trebuie, nu era lege, venia la biserică întotdeauna. Dar deodată cu pandemia, cât am stat mai mult acasă decât la biserică, unii au învățat că nu-i chiar așa de important. Și dacă urmăresc online, care e problema? Măcar de-ar fi așa, că mulți când stau acasă, nu stau online la biserică. Și dacă ar fi să nu ajung azi, care e problema? Mă duc de seară sau poi mâine? Și observăm în viața noastră că este mai tentant să ne facem dorințele noastre decât să participăm în părtășie cu frații. Și acum ascultați-mă foarte bine, că unii spun, și care e păcatul ăsta cu voia care mă duce la o stare în care parcă devine irecuperabil omul? Dragii mei, dacă părăsim adunarea noastră, ne punem într-un context în care ne depărtăm de Dumnezeu și pierdem legătura aceea cu Domnul. Dumnezeu ne-a mântuit ca să trăim împreună pentru gloria și slava Lui. Nimeni n-a fost mântuit ca să trăiască de sine stătător, pusnic departe, undeva pe un munte. Noi suntem mântuiți, chemați, ca împreună, ca și Biserica lui Hristos, să avansăm mandatul împărăției, anume să evangelizăm pe oameni. Și aici, în adunare, ne îndemnăm unii pe alții la aceasta. Aici, în adunare, ne zidim unii pe alții sufletește și toate câte se fac omenirea să întărească Biserica lui Dumnezeu. Și eu pun o întrebare. Care este inima dumneavoastră vis-a-vis de participarea la adunare? Poate o luăm în derâdere, că nu contează. Poate ne se pare că e ceva, dacă vrem sau nu vrem. Poate vom găsi argumente și scuze interesante. Păi dacă ar fi la biserică, mai fain. Dacă s-ar face, dacă s-ar pune. Poate că am venit și noi. Dar, dragii mei, vreau să vă spun. Biblia nu spune aici dacă îți place cum e la adunare. Nu spune dacă îți place cine predică. Nu spune dacă îți place cine a creat programul. Nu spune dacă îți place cum e banca. Ci ești chemat să participi împreună cu Biserica lui Hristos la părtășie ca să fii întărit pentru momentul devenirii Domnului Hristos, căci dacă păcătuim cu voia. Știți, dragii mei, cine ne-a integrat pe noi în părtășia bisericii? Nu este nici faptul că noi ne-am botezat în apă și acum am ales să devenim membri unei biserici. Nu este pentru că noi gândim că la biserica asta e mai bine ca la alta. Cel ce ne-a integrat în părtășia bisericii este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. 1 Corinteni 12, versetul 13. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. În momentul nașterii din nou, dragii mei, Duhul Sfânt care îmi schimbă viața mea, El care activează cuvântul în viața mea, El mă botează. Unde? În trupul lui Hristos. Ăsta nu-i botez cu Duhul Sfânt. Ăsta este actul nașterii din nou, când Duhul Sfânt mă integrează parte, mădular, în trupul lui Iisus Hristos. Eu am venit la biserică în dimineața aceasta, dragii mei, și am venit, dacă vreți, cu tot trupul meu. Am nevoie de fiecare mădular în parte. Nu pot să mă dezic de nici măcar o unghie, că așa e, dacă mi-o tai greșit, mă doare. Pentru că fiecare mădular al trupului meu are parte în trupul meu și am nevoie de el. Și eu când vin la biserică, eu sunt un mădular al trupului lui Hristos împreună cu dumneavoastră. De care din noi ne putem dezice? Avem nevoie de fiecare în parte. Și ceea ce dă fiecare în parte creează frumusețea părtășii în casa lui Dumnezeu. Dacă păcătuim cu voia, atunci avem o mare problemă. Dar se leagă de versetul 25. Dacă părăsim adunarea noastră, atunci suntem depărtați de Dumnezeu. Și ne spune tot în Cartea Evrei, în capitolul 3, anume cu versetul 12. Luați seama, dar fraților, ca nici unul din voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeu. Starea aceasta de împietrire în care mie nu mai îmi pasă de biserică, mă desparte încetul cu încetul de Dumnezeu. Și dacă Duhul Sfânt e cel ce m-a integrat în trupul lui Hristos, Duhul Sfânt care face lucrări să mă atragă înapoi, să mă modeleze, să mă învețe, să mă sfătuiască, este cel care are menirea să mă țină aici, lângă trupul lui Hristos. Și dacă mă împotrivesc Duhului Sfânt, știți că asta înseamnă hula împotriva Duhului Sfânt? Noi așa în cultul nostru penticostal, mentalitatea penticostală, avem o frică că dacă cumva judeci o prorocie, asta e hula împotriva Duhului Sfânt. Și de aceea mai bine nu spunem nimica. Asta e fals, dragii mei.
Trebuie să judecăm orice predică, orice prorocie, orice vedenie. Asta este biblic. Și vom continua să studiem în 1 Corinteni și vom vedea că trebuie să facem aceasta. În schimb, ce înseamnă hula împotriva Duhului Sfânt, nu e să pui la îndoială o prorocie, dragii mei, e să te împotrivești vădit Duhului Dumnezeu, care te cheamă tot mai mult la pocăință și la întoarcere cu Domnul. Și dacă El te-a încadrat în trupul lui Hristos, dacă El te pune și te amplasează în biserică și dacă tu te distanțezi de biserică, atunci dacă păcătuim cu voia, ce mai vrem, dragii mei? Deci suntem chemați să păstrăm o legătură vie cu biserica lui Hristos. Și atunci eu sunt îndemnat împreună cu dumneavoastră ca un act intențional să vreau să fiu împreună în părtășie cu frații oricând. Apostolul Petru era închis în pușcărie. Domnul le eliberează prin minune. Știți care este primul lucru care face Apostolul Petru? Păi dacă eram în locul lui, mă duceam acasă. Vreau să fac un șaur, am stat în pușcărie, a fost greu acolo, a fost șoareci, un mirosit rău. Mi-era foame, că n-am mâncat. Mă duceam acasă să mănânc, să fac un șaur, mă îmbrăcam frumos și atunci când era program, mergeam și eu la biserică cu frații împreună. Apostolul Petru iese din închisoare și primul loc în care se duce este la părtășie, la rugăciune, la locul închinării, în locul în care biserica se ruga pentru el. Toți erau nelipsiți împreună la templu și acolo în părtășie unii cu alții, părtășeau înainte lui Dumnezeu. Dragii mei, asta înseamnă adevărata legătură frățească. Când ne adunăm împreună, când mijlocim împreună, când luptăm împreună în rugăciune, ca Domnul să dea biruință. Nu sunt destule nevoi pentru care trebuie să ne rugăm? Nu sunt liste de cauze destul de mari pentru care va trebui să insistăm în fața lui Dumnezeu? Și se pune o întrebare, de ce nu se întâmplă minuni? Pentru că nu avem o unitate cu adevărat desăvârșită între noi. Și observați prin baza faptului că dacă eu vin la biserică și la jumatea programului plecă, nu mi-am chef să stau. Dacă eu nu vin la biserică, că oricum n-am chef să vin, nu ar rupe această legătură a bisericii unii cu ceilalți? Pentru că toți împreună va trebui să luptăm ca un singur om cu un singur gând pentru aceeași deviză. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Să nu părăsim adunarea noastră cum a unii obicei. Și dacă careva și-a făcut un obicei să mai chiulească aici colo, îmi doresc în ziua de azi cu tot să ne pocăim. Și în pocăința aceasta sfântă să ne legăm cu inima de casă lui Dumnezeu, pentru că vedem că ziua se apropie și încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și închei spunând versetul 34 la 36. În adevăr, ați avut milă de cei din temniță, ați primit cu bucurie răpirea verilor voastre, ca unii care știți că aveți în ceruri avuție mai bună, care dăinuiește. Asta a fost începutul credinței. Adică când ai venit la pocăință, nu lipsai de la stăruință, de la biserică, de la părtășie, de la zile de post, făceai tot ce trebuia pentru Dumnezeu. Și acum, să nu vă părăsiți dar încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Dragii mei, dacă vrem să intrăm în făgăduință, în acele făgăduințe promise de Domnul pentru noi, dacă vrem să rămânem în binecuvântarea hotărâtă de Domnul pentru noi, dacă vrem să-L întâmpinăm pe Domnul când va veni pe nori, hai să ne pocăim vis-a-vis de participare la biserică și hai să venim împreună să nu părăsim adunarea, să ne Dumnezeu facem un obicei stricat ceva să ne dea. Și dacă nu obiceiul nostru că e cel mai tare predicator, la s-ar putea la ca printr-o singură expresie noi ne bucurăm să vorbească Dumnezeu în ziua aia. Și expresia aia, învățătura de care ai nevoie pentru toată săptămâna, nu ne socotiți casa Domnului și lucrarea care se face aici. Îmi doresc să-ți vorbească Dumnezeu în ziua aia. Și expresia aia, învățătura de care ai nevoie pentru toată săptămâna, nu ne socotiți casa Domnului și lucrarea care se face aici. Îmi doresc din toată inima Dumnezeu să sfințească inimile noastre și să ne dea dorință să participăm împreună. Și aici, în contextul lucrării Domnului, la adunare, Dumnezeu să-și facă lucrări de slavă, semne, minuni, eliberări, care să fie vestite și să se înțeleagă că avem un Dumnezeu viu care încă lucrează și gata să vină să ne ducă înapoi acasă. Zic, vino, Doamne Iisuse, amin.